Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 25 mai 2024. Să nu vă asemănați cu lumea, să nu vă potriviți, ci să vă prefaceți. Roman 12, versetul 2. Chuck Swindoll a spus: ne place să ne imaginăm că suntem o rasă de indivizi puternici, precum Patrick Henry, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și figură proeminentă a Revoluției Americane, cunoscut pentru celebrul său discurs "Dați-mi libertate sau moarte", sau Davy Crockett, parlamentar american foarte popular din secolul al XVII-lea, sau Lone Ranger, legendarul călăreț singuratic din vestul sălbatic care ducea războiul său cu tâlharii și criminalii. Adevărul este că detestăm să părem diferiți ca să nu fim ostracizați, etichetați drept fanatici și respinși. Așa că ne conformăm. Lucrul acesta se vede la copilul care este nerăbdător să facă pe plac, la adolescentul care se aliniază la presiunea anturajului, la adultul care lucrează pe rupte ca să țină pasul cu ceilalți. Am încheiat citatul din Chuck Swindoll. A fi diferit fără niciun motiv este fără valoare, chiar contraproductiv. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este disponibilitatea noastră de a fi transformați în mod radical. Și iată ce spune Biblia: vă îndemn, dar, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Scrie în Roman 12, primele două versete. E, cum are loc această schimbare? Iată două sfaturi importante pentru a atinge acest obiectiv. Întâi, transformarea este a credincioșilor. Necredinciosul nu poate rupe controlul exercitat de lumea asupra lui fără Hristos. Pe când credincioșii știu că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume, cum scrie în 1 Ioan 4, versetul 4. Adică Duhul lui Dumnezeu care te locuiește te ajută să reziști și să te împotrivești presiunii exercitate de lume asupra ta, pentru a te conforma căilor ei. Și doi, chemarea lui Dumnezeu este urgentă. Vă îndemn. În alte traduceri găsim cuvinte precum a ruga stăruitor, a chema insistent, a implora. Și asta pentru că apelul, chemarea, nu este ceva secundar sau opțional. Este un imperativ vital și divin. Dumnezeu caută vase dedicate, care sunt gata să fie transformate ca El să le poată folosi cât mai bine. Ești tu dispus să spui: da, Doamne, folosește-mă.